biruința Mântuitorului e unică. Fără el, nimeni nu mai poate câștiga o a doua biruință asupra răului. Astfel, ne-a dăruit și nouă biruință asupra morții, întrucât celor ce trăim viața în Hristos, moartea nu ne mai este o groază, ci o dezlegare definitivă de păcat. În felul acesta zicem că biruim și noi, dar de fapt e Iisus Hristos care câștigă războiul. Ni s-a împărtășit pe sine în primele trei sfinte taine, fiecăruia îndată după venirea noastră în lume. Acestea sunt Sfântul Botez, ungerea cu Sfântul Mir și Sfânta Împărtășanie. Iar la vârsta priceperii, cunoștința de Dumnezeu. Un vecin mi-a zis să merg la sâmbăta să cunosc un călugăr care vede și ce noi nu putem vedea. Cum am intrat în biserică, l-am văzut pe părintele Arsenie. Se uita undeva sus, într-un colț al bisericii, cu o privire drăgăstoasă și parcă rugătoare. Doamne, ce albastru curat și frumos are în ochi! Îi ceva dumnezeiesc în ieșind tătă ființa lui. Eu în clipa aia doar am gândit. Hotărât i s-a arătat cineva, vreun înger, ori vreun sfânt. Dar părintele zâmbind, fără să coboare privirea spre mine, o zis tare: nu, mă, mă uit așa ca pictor, mă. Știa ce-i în mintea mea. Mă, să ai grijă, nu cumva să te apuci să bei. Părinte, eu nu beau de felul meu. Lasă-mă felul tău și ascultă. Ascultă ce spun eu. Să nu te apuci de băut. Și nu fi necăjit, că nevasta ta s-a dus la Domnul. O văz că aveam o tristețe. M-am înturnat acasă. Și după o lună, două, am început să beau. Un pahar de vin, apoi două, apoi o sticlă întreagă. Uitasem ce mi-a zis părintele. Dar într-o dimineață numai ce aud glasul părintelui Arsenie că zice: mă, mă, mă. Și am înțeles cam așa: mă, ce ți-am zis eu să nu mai bei? Hm? Și de atunci nici ca mai vreo vreodată. Înțeleg. Și mi-o dat și binecuvântare să umblu prin sate cu cărțile astea bisericești. Să mai citească oamenii și din cele ziditoare de suflet. Să fie Zian Boca, ieromonahul Arsenie, cel care are darul înainte vederii și e căutat de mii de oameni? Prin Sfântul Botez, Biserica lui Hristos ne naște de sus în obștea creștinilor sau a ucenicilor Domnului. Prin el primim ștergerea păcatului străvechi. Prin Sfântul Mir primim sălășluirea noi a darurilor Duhului Sfânt, potrivit cu atot știința și orânduirea lui Dumnezeu, ce are în viață cu noi, cu fiecare. Iar prin Sfânta Împărtășanie îl primim pe însuși Domnul Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Tot la botez mai primim de la Dumnezeu și pe Îngerul Păzitor, care răspunde de noi și de darurile primite atât în vremea vieții, cât și la ieșirea noastră din viața pământească. Îți în Hristos v-ați